Majoritatea acestor copii provin din medii sociale defavorizate și spun că ceea ce se întâmplă în cadrul activităților cu membrii asociației îi fac să aibă mai multă încredere în forțele proprii și să lege mai ușor noi prietenii. Spre exemplu, acum am luat niște farfurii din carton, ca un fel de carton oplută, și le facem măști. Se distrează. Am făcut pe două scaune, am pus două scaune alături una lângă alta, o sfoară lungă și trăgeam una de alta și cel care ieșea afară era pierdut și cel care rămânea picioare era câștigător. Dacă ar fi să numești așa trei lucruri care îți plac cel mai mult aici, care ar fi? Păi distracție în primul rând, educație și fericire, foarte multă fericire. Dacă ar fi să facem o paralelă între ce se întâmplă la școală și ce se întâmplă aici acum? Aici este mai distractiv. Sunt mulți copii și mai frumos, multe jocuri, activități. Tu de cât timp ești implicat? De vreo 5-6 ani. Cum ți se pare? Cum era la început? Cum este acum? Sau au fost schimbări în bine, mă gândesc? La început mi s-a părut cam ciudat, nu prea aveam încredere în ei, dar acum sunt foarte bună prietenă și îmi place foarte mult. Ți-ai făcut prieteni noi în această perioadă? Ai reușit? Da, foarte mulți. Ce ai învățat tu nou aici în anii aceștia? Am învățat cum să-mi fac prieteni, cum multe jocuri noi. Este greu să lucrezi cu ei? Este ușor să-i mobilizezi ca să participe la astfel de activități? Nu este greu, a fost greu la început, pentru că noi desfășurăm aceste activități de mulți ani de zile, a fost un început greu, dar deja s-au obișnuit și fiecare pauză poate sau când nu ajungem, deja ei sunt agitați. Asociația Hands of Hope își propune să se implice în cât mai multe astfel de situații și să ajute cât mai mulți copii pentru care această mână de ajutor reprezintă de fapt salvarea de la o viață pe care nu ei și-au ales-o. Avem 10 proiecte, dintre care 6 sunt educaționale. Astăzi aici sunteți la unul dintre proiectele noastre educaționale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem activități de weekend cu copiii, venim în sprijinul școlii pentru a avea rezultate mai bune și, evident, alegem locații în care poate alții nu au dorit să investească sau poate nu au fost ocazii până în momentul acesta. În cadrul acestor activități pot fi cooptate și alte persoane cu suflet mare și care își doresc să îi ajute cu ce pot pe acești copii. Mai multe informații despre organizația noastră pot găsi pe www.handsofhoperomania.ro. Și de asemenea ne pot găsi pe Facebook. Avem pe Facebook foarte multe poze, foarte multe filmulețe și pot să ne caute, pot să ne găsească pe Facebook la Hands of Hope România. Activitățile se desfășoară doar pentru grupurile de copii din mediul rural, acolo unde astfel de probleme de natură socială sunt întâlnite cel mai des.